Hai, acum zici, Casandra, iubita, dacă nu lăsați. E acea 4.000... Nu vreau să mă copil pe alții. Nu, dar nu asta se face. Vreau să gândești asta. Hai să gândim cu voce. Deci, în clipa asta, te invit lângă mine. Eu cobor la nivelul gândirii tale și spune așa. Mă întreabă profesorul 54-85. Dacă 5-ul ăsta l-aș duce aici, lângă 4, aș face aproape de 60. Că 50 și 6 euro, 48. Da, poți face 5... Să rătujezi 54? Nu, păi 54 ăsta, deci tu vrei să ajungi la ordinul 10-lor înmulțit cu 10. Nu și la una și la alta, voi vreți să puneți și la aia 6 și acolo 9? Nu, așa? Nu, nu. Casandra, dacă luăm de aici și punem în partea asta altă, ca să se apropie, atât facem. Deci, dacă luăm pe 5-ul ăsta și îl punem aproape de 4, face 5, 59, 60, 60 ori 80, că am luat de aici 5-ul. 6 ori 48. Deci 4.800, aproape de 4.800 și fiindcă n-am completat... 4.500, dar asta, atenție, de la 4.800 e coborât foarte mult până la 4.500. Eu n-aș fi coborât atât de mult, mai aveam o siguritate. Cam 4.700 și ceva. Puteai să te duci. Da, atât. Da? 4.700 și ceva. Nu nimic. Și ce voi ați dat puțin? 4.500. Hai să zic așa, 4.500. Bun. Davide, Daria, te rog. De ce te-ai oprit la 4.000, care a fost aproximarea ta rapidă? Păi am făcut foarte repede 50 ori 80. Da, 5,40, dar aveți și 4 de aici care se mulțește cu 80. 4,82, deci câteva sute. Și gândit numai că... Ai renunțat la prea mult. Mult prea mult ai rău. Foarte mult. În loc să faci cât mai aproape, că eu vreau cât mai aproape. Așadar, dacă la 1 ai rotunjit prin lipsă, te duci și faci prin celălalt cu adaos. Și tu, Davide, tot așa ai zis, 5,40, 4,5, 20. Dar ai uitat că 4 ăla se mulțește și cu 80-ile, dacă țineai cont. Și trebuia să-l dai un pic mai mare. Deci tu ai mers așa, 4.520, 4.020, 4.020. Dar uitați la paranteze, eu te-o faci paranteze, du-mă tu, ia du-mă acum, condu-mă, 54, scrie și pe caiet, 54 ori 85 egal 50 plus 4, în paranteză, ori 80 plus 5. Da. Egal 8 ori 5, 4.000, așa, îmi pronunțați că am pretenție la asta eu. 50 ori 5, 25 ori 0, 250. Tu scrii acolo pe căițelul tău, 25 0, păi și tu citești, 250. 4 ori 80. 4 ori 32, zici, repede, și cu un 0 plus 320. 320 plus... 4 ori 5, 20. Egal cu? Egal cu... La... Unități. Unități, 0. Da. 0 la 10. 2, 2, 5. 9. 9. La sute. La sute. 5. 5. Și la... 4.590. Ai văzut 4.590. Ai văzut Casandra? Davide. Ai văzut un lucru? Că tu ai zis 4.000 ăsta și cu 20 ăsta. Dar uite că se mulțește 50 și cu 5 și cu 5 și 4 și cu 80. Păi ăsta e pierdut tu. Ai înțeles? Dar de-aia, la una prin adăugare, la una prin lipsă. Deci, dacă tu ai în mintea ta imaginat înmulțirea, astea două paranteze, că așa vreau să te descoperi, că tu ai imaginat înmulțirea, astea două paranteze. Dar în minte. 50 ori 80 ai zis bine. 4.000. Și 4 ori 5, 20, bine. Dar uitați, 50 ori 5 și 4 ori 80. 50 ori 5 și 4 ori 80, ăștia nu-i mai mult. Băgați tot la cap. Și nu-i mai adăugat. Domn profesor, dau o întrebare. Se poate o variantă și mai rapidă? Da, la comparație? Și mai rapidă.
calcul una sub alta. Una sub alta, dar v-am învățat, însă pe mine acum mă interesează să insist încă pe chestia asta. Că nu mergeți. Nu mă duceți foarte bine, da. Da. Și până vă arăt și povestea aceea, da? Scriu și una sub alta. Așadar, 73 ori 57. Haideți, ia să vedem, gândiți. 73 ori 57. Trebuie să-l dați deja, să-l aveți. Ah, scrie-l pe caiet, pe la care vrei să-l dați. Acum, scrieți tot pe caiet, pe la care vrei să-l dați. Hai, fără să socotești, Daria. Fără să socotești. Okay. Unde prin lipsă și unde prin adaos? Haideți! Deci nu flipați, nu calcula. Nu e corect. Unde prin lipsă și unde prin adaos? Poți haideți, zi! 4.900. 4.200. 4.200, Cassandra. Da. Zi, Davide. Acum, zi, Davide. 3.561. 3.561, Davide. Aici, 3.561. Zi, Daria, acum. 3.561. Nu am, am înțeles, că tu deja calculai. Nu chiar calculam. Bun. Hai să vedem ce e raționament ați avut. Ce raționament? Te rog. Păi, eu am pus pe 3 la 7 și am făcut așa. 8 ori 5. Dacă le-ai pus pe 3 la 7, urma 70 aici. Da. 70. 70 ori 60. Așa, da. Da. 70 ori 60, 7 ori 6, da. 42. M-am încurcat. Da, așa e. Da? Da, așa merge. Așa, da. Dovadă că deși l-am mișcat pe 3 la 7, i-a rămas 70 aici. Acolo 60, 4200. Corect. Ești, ca mod de raționament, bun, foarte aproape de ideea, bun, pe care tot am... Vizu eu față, Davide, da? Tu ce ai zis? Cum de-ai ajuns-o, David, la 3.561? Ce rezultat ai? Cum ai gândit? Mă dam cu 70 ori 50. 70 ori 50. Și mi-a dat 3.500. Da. Și am făcut după aia 70 ori 7 și mi-a dat 140. 490. Deci adună mult 490. Nu încerca să faci raționamentul până la capăt, ăla desfășurat, cum facem în paranteză, exact, pentru că nu-i timp. Eu vreau să ajungeți să estimați rezultatul ca în dată, să știți ce obțineți după mulțire. Adică dacă vei obține la mulțire ceva de ordinul sutelor de mii, la numărul ăsta, e o mare greșeală. Și atunci tu trebuie să știi de la bun început că cam în jur de 4200 rezultatul. Acolo se batem în stânga, dar și în dreapta. Deci acolo, că nu mulți bine, dar raționamentul a avut bunuț așa. Da, am înțeles, numai că vreau viteza foarte mare, foarte mare, că nici n-apuc eu să termin de scris și voi scrie, nu vreau să dă asta. E aproximativ, copii. E aproximativ. Adică nu-i calculul ăsta, exact, de aici. Exact. Nu vă cere domnul profesor calculul ăsta. Exact. Da? Și aproximativ. Hai să vedem. 90. Nu e nimic, azi o să facem. Hai să facem. Mai dau încă unul și da, facem pe-am două. Da. 92 ori 58. Hai, ziceți. Vreau să ziceți deja. Stați. 5.400. 5.400. Referalul. Daria, hai, da? 5.400. Zi, Daria. 5.450. 5.450. Și am luat 5.400. Nu contează. 5.400. Te-ai gândit la el foarte bine. Mi-am scris. Foarte da, bine. Bun. De ce ai gândit? Cum merg cu tine? De ce ai gândit așa ca s-a întrebat tot? Pentru că am pus pe 2 la 8. Așa. Și îmi dă 9 ori... 90. 90 ori 60. Îmi dă 5.400. Bravo! Foarte așa și trebuia. Foarte tare. De aia să vedem, Davide, că el s-a dus un pic peste. Oare e bine, domn profesor? Trebuie să facem desfășurat. Neapărat faci desfășurat, da, că aici vreau să... Pot eu? Da. Ok. Te rog. 92 ori 58 este egal cu 42 ori 58 este egal cu 40.
plus 2, da. Închidem paranteza, plus 50, plus 8. Da. Nu plus, ori 50 plus 8. Ori 50, da, ori 50 plus 8. Plus 8. Da. Egal cu? Închidem paranteza, este egal cu 90 ori 50, care ne dă 45 de 4500. Așa aveau. Plus 90 ori 8, care ne dă 720. Bun. Plus 2 ori 50, care e normal, care ne dă 100. Nu mai trebuie 100, să adaugi care e normal. Da. Fără că e normal. Da. Mai tăiat mă florcica. Da. Și 2 ori 8, 16. 2 ori 16. La unități avem 6. Da. La 10 avem 3. Da. La sute avem 13. Da. Da. Nu 13. Ba, da. 5 cu 7, 12. Și cu 1, 13. Da, așa. Și la 1.005. 4 și cu 1, 5. 5.336. 5.336. Era un pic sub 5.400. Da. Un pic sub. Pentru că jocul ăsta care l-am făcut noi nu ne duce spre rezultat corect, corect, ci el este pe lângă numărul respectiv, da? Deci, tot așa de bine, dacă îl mișcam pe 8 la 2, făcea 10, ar fi fost 100 aici, da, 5 ori 100, fac cât? 50 ori 100? 5.000. Vedeți, mișcarea a făcut într-un sens sau în celălalt, ne costă. Corect. Deci în momentul în care îl facem aici și vinim cu 8-ul la 2, fac 100 ori 50 și fac 5.000, mult peste. Oricum s-au apropiat cel mai bine. Cel mai bine. Inspirația de a veni cu 2 spre 8 este mult mai avantajoasă. Suntem și noi mai fericiți puțin. Da? Deci a fost mult mai bine. Mult mai bine. Dovadă că din ce în ce lucrurile merg mai bine. Hai să vedem altă... O să dau eu? Da, te rog. Da. 81. 81. Ori 21. Ori 21. Dar voi să-l faceți puțin. Dar ați zis că-l facem și toate. Îl facem. 71 ani de 7. Da? 81 ori 21 să-mi dați acum. Repede. Gândiți. Uitați-vă la numerele alea și gândiți-le. Un desfășurat. Nu desfășurat, Daria. Daria desfășurat. Dacă l-o desfășurat, nu-l luați în calcul. Nu l-am desfășurat. Așa te uiți-mă acolo și vezi. Am făcut în paranteze. Nu contează, nu desfășurat. Bine, hai. Când ți-ai ales 81 ori 21, am avut impresia. Așa am încă era impresia că tu deja te duci pe chestii. 1.700. 1.700. Darie? Tati, ce? 1.700, Daria, da? Darie? Eu m-am gândit, 1.682. 1.600. Acum poți să-mi place. Da. Da, și îmi place că îmi strâns. Îmi place. Ia să vedem casa. 1.600 am scris. 1.600. Uite, e strâns. Aici am place domnul profesor. Da. Asta e dovada, da, clar că începe lucrurile să se așeze. Exact. Cum ai gândit, Daria? Eu m-am gândit că pot să fac 80 plus ori 20, care îmi dă 1.600 și am mai adăugat 100 pentru că totuși noi mai avem 1, acolo 1. Așa, 1.80 ori 1, 1.80 și 1.20 pentru că m-am uitat la numere. Așa, te-ai apropiat destul de mult. Deci ai simțit că lipsind 1 ori 20 și 1 ori 80, ar trebui să mai vii 100 în plus. Da. Așa. Bun. Bun. Davide, de ce te opreau 1.682? De obicei am făcut 80 ori 20 și mi-a dat 1.600. Da. Am făcut 80 ori 1 și mi-a dat 80. 10. După am făcut 1 ori 1 și mi-a dat 2. 1 ori 1 face 1? Nu, am făcut 1, da, 1. Și prin calculul meu mi-a dat 1.680. Oricum, nu mai aberați acum. Destul de aproape, foarte aproape și-au da? Tău raționamentul. Dacă tu ai vrut mental să desfaci paranteze și ai zis 80 ori 1 și 20 ori 1 trebuia să mai adaugi. Da, 20 ori 1 și 80 ori 1 și cu 20 ori 1 făceau 80 cu 20 ori 100, 1.700 și mai vine 1 ori 1 ca să te apropii 1 ori 1 și vine 1.701 rezultatul corect. Ah, dacă te-ai 1.701, muream din inimă. Da. Eram fericită, da. Nu? Dar ea, dacă te-ai 1.701 pe tine și a lui era mai aproape, că era 1.702 finalul.
suntem din ce în ce mai da, aproape de rezultat. Da. Desfășurăm? Lucru... Aș putea eu? Desfășurăm, vor să desfășurăm. Da, acum să desfășurăm la... Și la ăla care... Și la al doilea. Rămas care la... Al doilea și al patrulea. Al doilea, da? Al doilea și al patrulea. Casandra, fiindcă tu ai remarcat, te rog să zic vorbe. 73 ori 57 e egal cu... 70 plus 3 ori 57. Da. Da. 70 ori 50 îmi dă 3500. Foarte bine, 3500. Plus? Plus 490. Așa, 490, foarte bine. Plus 150. Bun, 150. Plus. Plus. 21. A, 21. 7, 3, 7, 21. Și ai dat cum? Te rog. Uitați 1. 1. Da. 14, ține, 4, ține minte 1. Deci 4. A, nu, 6, ține minte 1. Deci 2 și cu 5, 7 și cu 4, 11, nu? 11 și cu 5? Nu, cu... Nu, 11, atâta este, da? Mai vedem o dată, la 10 suntem, ca să nu greșim. La 10. Deci 2 și cu 5, 7 și cu 9? 16. 16. Tu ai zis bine, eu am zis. Foarte bine. De-aia trebuie insistat. 16, 6 și 1. Acum la sute umblăm. 1 și cu 1? 2. Și cu 4? 6. Și cu 5? 11. 1. Și 1 reținem și cu 3? 4. 4. 1000 și cu 3? 4000. 4165 le este rezultatul la ăsta, deci, da? Da. Tu te-ai apropiat foarte bine. La fel și Daria, foarte bine. David, ai fost un pic mai departe de rezultat, nu? Da. Așa. Dar aici când ați gândit, a fost așa parcă, nu? Voi ați gândit 3-ul de aici la 7 duce, face 10 și face 60 ori 70, 6 ori 7, 42. Da? Deci foarte, aumează, foarte bine, foarte bine. Deci. Ce putem observa? Hai să până acum să tragem o concluzie. Dacă la început dădeam răspunsurile chiar departe, la întâmplare și departe, foarte departe, de mămicile se apucau cu mâna de cap. Dragilor, dacă aș filma, să vedeți starea de spirit a mămicilor și a tăticilor care sunt acum prezenți, ei bine, chiar ăsta este unicat în lume. Nu vă mint. Ceea ce fac eu este unicat în lume când la lecție participă și părinții. Este un spectacol. Ei se revăd cu ani în urmă, da, trăiesc starea asta de starea sufletească care ia parte. Și vă spun un lucru. Eu am trăit asta. Eu vă cred. Știți? Am doi copii în clasă, le-am fost profesor. Da? A fost profesor și vă dați seama, starea de spirit a mea era aceea deosebită. Încercam să mă detașez complet de haina părintelui. Deci părintele nu mai era profesor. Niciodată copiii nu mi-au zis în școală, întâlnindu-mă tata. Deci numai domnule profesor. Asta un aspect. Dar nu vă ascund că puneam întrebarea și aș fi vrut ca ei să răspundă. Ei să răspundă. Este o chestie umană. Ce să vă spun? Ce n-ai zis? Da. Este adevărat, este starea aceea. Dar în același timp mă angajam că este normal, este corect că să apară și un alt copil ca să dea răspunsul înainte. Vă spuneam în clasa a șasea, fiică mea, când era în clasa a șasea, am luat locul întâi pe țară la matematică. La olimpiada, la olimpiadă, matematica de țară. Dar a apărut lângă ea, în clasa a opta, un băiețel. Eu am făcut tot anul clasa 8-a meditații cu toți copiii care vreau să devină elevi ai mei la liceu. La liceul de Petrol de Moinești.
Preda la liceu, domnul profesor. Eu preda la liceu. Și am avut inițiativa asta să fac un an de zile pregătire cu copiii aceia care mă vor urma în clasa a noua. Și printre copiii aceia au apărut diversi, de pe acolo, de pe acolo. Și la un moment dat a apărut și un băiețel care... Hai! Cosmicuț, așa... era cel mai mare dintre trei copii. Atunci tatăl lor murise în toamnă. Era orfan, deci, de tată. Și ne-am apucat de treabă, așa încât pe la mijlocul anului, într-a noua sau într-a opta? Într-a opta, în timp ce făcea pregătire. Aha. Stând la masă, și îi spun la Aura. Aura fiind fata domnului. Fica mea, da. Care era în grup. Spun la Aura, știi ce? Vezi băiețelul ăla? Ăla te ajunge pe tine și te și întrece. O, tată, vezi ce azi. Sigur, zic, eu aș putea să nu dau toată informația, dar în fața lui Dumnezeu n-am voie. Așa că voi dau complet. Și te pregătesc pe tine că el te va întrece. Nu, tată. Îl văd eu că așa... Nici nu stau pe loc. Îl văd eu că ies el în față, așa, în prim plan și tot. Dar n-au stai liniștită că nici eu nu stau pe loc. Am anticipat bine. Așa s-a întâmplat. Eu fost elevii mei în clasa a noua. Din clasa a noua până a 12-a. El a devenit olimpicul meu. Pe țară. A luat locul doi pe țară de două ori. A fost un lotul lărgit pentru internațională, în clasa 12-a, al 19-a licean al țării. Dintre toți liceenii țării a fost pe poziția 19-a. Peste Aura. Peste Aura. Dar gândiți-vă de la un liceu... De petrol din Moinești. De petrol din Moinești. Aveam patrul național. Eram singurul profesor din țară care mă duceam cu patrul național. Deci n-avea vreun an, da. Deci în județul Bacău era reprezentat de bine. Ce am vrut să vă spun, copii? Am vrut să vă spun că prin muncă continuă, și prin dragostea aceea pe care o vezi tu de la catedră profesor asupra copiilor, pe ei faci să se simt altfel. Ei să aibă o altă stare de spirit. Nu vă ascund, acum ei sunt... Adi este ginerul meu. Așa. Și sunt? Și spuneți de unde sunt ginerele. Da, da, da. Și când mi le-am crescut. Și atât de tatăl. Din clasa 8-a, da. Și spuneți-le unde sunt. Și sunt la Microsoft de 15 ani. Da? Lucrează la Bill Gates acasă, în Redmond, chiar da, în companie. Dat fiind faptul că el era la nivelul ăla. Asta înseamnă să fii cel mai bun la matematică. Da. Și a fost îndată când a terminat facultatea, la Iași, a fost colegi de facultate, colegi de clasă, așa, și și-a pus CV-ul pe internet, având acele rezultate spectaculoase, l-a contactat de la companie, au venit 5 din state, de la firmă, l-au intervievat și, după 2 săptămâni, a venit răspunsul că compania îl ia acolo. Și, domn profesor, spuneți-le cinstit că nu-i pregăteați. Și cum vă cereau material? Numai. Nici un minut n-am putut să fac și eu acasă, ca profesor, să fac și un minut cu copiii mei. Niciodată. N-aveam timp. Ultima meditație care o făceam cu săptămâni, de la 9 la 11, sâmbătă seara. Noastră. Acolo terminam eu activitatea din cursul săptămâni. Și copiii nu rămânea deloc timp. N-aveam treabă. Legea, material, tata, material. Da. Și el, domn profesor, îl pregătea cu lege, da, ca ei să lucreze. Așa erau de ambițioși. Deci ei lucrau... Da. Dar ajungem acolo. Deci eu produc pur și simplu aceste, să spunem, rezultate, datorită stilul acesta de angajare totală la muncă. Dar jucându-ne așa, pricepem niște lucruri greu de priceput la început. Vă spuneam mai devreme, este o lecție de aur, am numit lecții de aur și am numit-o cu responsabilitate, pentru că aici foarte multe lucruri învățăm. Suntem în clasa a 4-a, dar atât de multe încât nu vă povestesc. Așadar, mai continuăm încă. Mai luăm unul. Cassandra. Dă tu, v-ai spus. Dă tu două numere, Cassandra. Dar te-a spus că trebuie să faci și la 81 ori. Hai, ce să faci? 81 ori 21. Da, te rog. 80. Egal, deschidem paranteza 80 plus 1, deschidem paranteza ori, deschidem paranteza 20 plus 1, da, paranteza, este egal cu 80 ori 20, 1600 plus 80 ori 1, 80 plus
1, 20 plus 1 ori 1, 1 și este egal 1700 ori. 1700. Bravo, Daria! Da? Da! Deci ai fost foarte aproape, Daria. Ai gândit bine, bine. 8 ori 2, 16.600 și se mai adaugă acolo. Că m-am gândit la greșeala care am făcut. Davide, dacă zice 1701, îți dai seama? Da, da. Casandra, ai fost aproape, dar te-ai gândit numai 800 ori, 80 ori 20. 20. Da? 8 ori 2. Da. Ai pierdut pe 1 și 1, care la mulțire vine 1,80. Vedeți, 1,80 adăugat. 80. Și mai vine și celălalt 1, de aici ori 20. Încă 20. Sincer, eu da? M-am gândit deci, și... Această prin lipsă, te-a costat încă 100, practic, 80 cu 20, 100, da? Asta vreau să vedem fiecare, acum am învățat din exemplu ăsta, că avem șanse să ne apropiem și mai bine. Hai, Casandra, dă două un exemplu. Dă două numere să le mulțim. Hai. Ok. 9 plus 8 plus 2 plus 96. 96 ori? Ori... 46. Ce asta? Nu contează, aproximăm, ia să vedem. Deodată. Simplu. Ok. No. Deodată se vede așa. Cine vine cu o idee? Aproximă, dacă e aproximare, nu trebuie să gândim rezultat. Da, zi. 5100. 5100. Aici, da? 5100. Gata, zi, Davide. Zi. 5103. 5103. Casandra? Eu am zis mai diferit. Cât? 4000. Bravo. 4000. Și eu aș fi dat 4000. Zi, 4000 și dacă mai adaugi ceva... Uite-te cu atenție, că tu ți-ai ales numerele, fă o șmecherie acolo, o legătură și dă răspunsul cât mai aproape, că e și tu dat de tine? 4500. 4500 de duși tu. Bravo. 4500. Și că fiindcă ai stat și ai dat ultimul răspuns, spune-mi cum ai gândit. Ok, deci am pus pe 6 la același 6 și mi-a dat 12 și apoi... 100 ți-a dat, 100 și ceva. 100, da. 100 ori 40, 4000. 4000 și... Și ceva. Da, știți cum am făcut eu, am pus 6 peste 6 și apoi am făcut 9 ori 5. 90 ori 50. Păi ai pus peste 6 asta atunci. Da. Și ai făcut 50 aici, da? Da. Aici e făcut 50. Da, dacă e făcut 50 ori 90, 9 ori 5, 45. S-a dus la răspunsul ăsta. S-a dus la răspunsul ăsta. Se pare că ăsta e mai bun. Că mai înainte venea 4000 și ceva. Dacă, vedeți? Dacă e inspirația pe care o ai, Daria, Casandra, să fie aici, venea 100 și ceva ori 40, făcea 4000 și ceva. Da. Iar dacă te-ai dus în partea asta... 4500. Faci 4500, deci mai bine te duci 4000 față de 4500. Deci, încă ceva am descoperit. Da. Casandra, nu m-am gândit niciodată. Acum pot să spun așa. Faceți o mișcare de genul. Faceți așa și faceți așa. Și atunci, când am făcut în varianta asta de m-am dus pe 50, 9 ori 5, 45, 4500, când am făcut invers, era mai puțin. Atunci renunț la ăla mai mic și mă duc la ăla mai mare. Că e sigur că este ăla mai mare. Spectaculos ce vă spun. Super. Da? Super. Deci, este o idee care acum am descoperit-o. Casandra m-a determinat să merg pe ideea asta. Deci, facem aproximația sac la 10, stânga-dreapta. Da, și mergem la ăla mai mare. Și la ăla mai mare, că peste ăla mai mare, mai ales dacă suntem încă în pierdere. Exact 4460. 4460. Deci ăla mai mare. La ăla mai mare. Da. Foarte tare. Super, deci am rămas cu ceva de lecția asta. Este extraordinar. Zilei, da? Da. Da, hai să vedem. Deci, eu bine? Da, foarte, foarte bun. Tu ai fost cea mai aproape. Să scrie, da. Da. La sinteză, da. De acord. Am aflat, nu. O pic, o pic, ca să scriu. Să scriu. Păi da, dar acum spun eu și apoi formulăm. Hai, să vedem, da. Nu. M-am gândit. Noi am făcut numerele care se formează din cifre.
La început a fost problema cea frumoasă, interesantă. Cu cifrele... Câte numere putem forma cu cifrele, din patru cifre, a căror produs să fie 8, nu? Da. Da. Bine, foarte tare. 1. O problemă de numărare. Da? O problemă de numărare. Ca să numărăm numerele. Da? O problemă de numărare. Și chiar spun. Găsiți cifrele a căror produs, găsiți numerele de 4 cifre. Găsiți numerele de 4 cifre. A căror produs să fie 8. Adică cifrele acelui număr înmulțite să ne dea 8, da? Da. Apoi am făcut și aproximarea. Deci, aproximarea, hai să zicem 2. Aproximarea produsului a două numere, produsurile a două numere formate din două cifre. Aproximarea produsului a două numere formate din două cifre. Trei. Justificarea rezultatului, nu? Justificarea anticipării rezultatului. Justificarea anticipării rezultatului. Facem mulțire a două paranteze. Așa. Da, asta am spus. Păi, da, așa s-a făcut. Așa s-a făcut. A făcut chestia. Mulțirea două paranteze. N-am mai reușit una sub alta. Da, n-am mai încăput cu timp, ne-am dus foarte bine. Dar am câștigat, hai să spunem. Da. Fiecare exercițiu ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Corect. Iată, asta e dovada muncii. Para viitoare. Așa, înmulțirea două paranteze. Ce am mai făcut aici? Înmulțirea cu 10, cu 100, când am înmulțit acolo. Am avut 70 ori 50. 70 ori 50. Am avut, de fapt, înmulțirea cu 10, cu 100. Da. Nu înțeleg, deci, ca să-mi vreau spune să nu punem numere mari. Și când colo eu alegi punem numere mari. Nu contează. Deci cam asta am făcut, domnul profesor. Da. Și am mai făcut niște pași, așa, nu? Ați mers mai bine. Și pentru marți, când da, pentru marți, da, câte să facă? Vreau 10 numere înmulțite. De după câte două cifre. Model. După model, adică luați... Deci le aproximează, pe urmă le fac desfășoară. Așa. Deci le aproximează, pune acolo cât gândește, pe urmă desfășoară și se apropie de rezultatul corect. Deci vede rezultatul corect și spune, m-am apropiat sau nu. Și pune rezultatul. Aproximarea. Este corect cu el. Este și o probă de exercițiu care spune, la primul exercițiu, anticipat atât, corect atât, și diferența este atât. Da, diferența este atât. Și una sub alta, pentru că tu ai învățat ora trecută. A. Adică, și practic, facem... Și David îi explică mai. După ce facem aproximarea, facem... Găsim rezultatul corect și vedem câtă, ca e diferența. Hai, fă finalul. Așa, și vedem acum la cât ne-am apropiat. Te nu vrei să ții șomeri? 10 de așa. Nu uita de like și share. Așa, seară plăcută!